Prețul cărnii de miel a explodat în timp ce 40% din producție se exportă. Motivul este reprezentat de faptul că aceasta a devenit singura soluție pentru fermierii care trebuie să-și recupereze investiția. În situația actuală, mulți dintre români vor avea anul acesta un paște la 100 de grame. Dacă anul trecut un kilogram de carne de miel se vindea cu 65 de lei, anul acesta este cu circa 10% mai scump din cauza prețurilor uriașe de producție. Astfel, potrivit prețurilor afișate deja online de ciobanii care au pregătit ofertele de paște, prețul pentru un animal viu va fi de 25-30 de lei pe kilogram față de 15-20 de lei anul trecut. Prețul la zi oferit în prezent de intermediarii care fac acum oferte în mediul online este de 20 de lei pe kilogram în viu. Oamenii spun că prețul cărnii de miel era deja ridicat, iar în aceste condiții mulți vor renunța probabil să mai cumpere acest aliment pentru masa de Paște. Datorită vremii cu temperaturi pozitive, perioada fătărilor a început mai devreme, iar crescătorii se bucură că în luna mai vor avea miei mari și sănătoși pentru a satisface cererea din piață, dar și pentru export.